Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Au apărut datele privind mortalitatea pe drumurile din Uniunea Europeană în 2020. Și ghiciți pe ce loc se află România din acest punct de vedere. În top 3. Pe primul loc. Cine? Pe primul loc. Da. Media Uniunii Europene este de 42 de decese la milionul de locuitori. În România, acest risc de a muri când ieși din casă ca pieton sau șofer este mai mult decât dublu. 85 de morți la milionul de locuitori. În România, rată de mortalitate în accidente rutiere. Pietoni, bicicliști, motocicliști, șoferi, automobiliști, tot. Deci, la noi este hecatombă. Se moare în România pe șosele mai mult decât oriunde în altă țară a Uniunii Europene. Și în timp ce în foarte multe țări mortalitatea a scăzut în timpul pandemiei, România, uite că a rămas sus. 0372069599. Vă invit la o mică discuție pe tema asta. Știu că am mai vorbit, dar trebuie să discutăm și noi, să facem un fel de presiune publică. Să identificăm motivele. Întrebarea este de ce se întâmplă asta în România? De atâția ani nu se schimbă lucrurile. Suntem mereu în top 3 și în ultimii ani mereu oscilăm între primul loc și locul 2 din punctul ăsta de vedere. Sau dacă vreți, că așa ar fi mai corect, să spunem între ultimul loc în clasamentul siguranței pe șosele și penultimul loc. Țara asta pare blestemată din punctul ăsta de vedere. Deci, 0372069599. De ce se moare atât de mult pe șosele în România și ce e de făcut? Și până ne sunați, o să vă dau și câteva date. Deci, în Uniunea Europeană, în medie, numărul deceselor a scăzut cu 17% în 2020 față de 2019. Cele mai mari scăderi au fost observate în Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Franța, Croația, Italia, Ungaria, Malta și Slovenia. 5 state membre, Estonia, Irlanda, Letonia, Luxemburg și Finlanda, au înregistrat o creștere a numărului de decese, dar precizarea Eurostat, sau mă rog, a celor care analizează datele Eurostat, este că în țările foarte mici, cifrele astea variază foarte puternic, puțin locuitori, și atunci câteva decese în plus sau în minus modifică media. Cele mai sigure drumuri din Europa rămân în Suedia, 18 morți la milionul de locuitori, în timp ce România a înregistrat cea mai ridicată rată a mortalității în 2020, 85 la milionul de locuitori. Ce diferență! Adică Suedia 18 și este oricum mult și așa, și România 85. Ce Dumnezeului se întâmplă în țara asta? De ce suntem în situația asta? 0372069599. Discutăm mai întâi cu Tudor. Bună dimineața! Bună, Tudor! Salut! Bună dimineața! Bună dimineața! Vă sun în primul rând din perspectiva unui om care de aproximativ 9 ani conduce mii de kilometri în fiecare lună. Da. Lucrez în vânzări și acum sunt pe drum între două județe. Da. Și cred că principalele aspecte sunt, 1, lipsa infrastructurii, 2, educația rutieră și 3 ar fi, severitatea pedepselor. Nu mă refer aici la cât de mari sunt amenzele, ci la severitatea pedepselor în cazul unor incidente mai grave. Adică în sensul în care dacă comiți un cei care sunt prins băut la volan sau cu alte aspecte sau care comit infracțiuni. Au fost câteva cazuri foarte mari în Iași, în cazul unor accidente cu șoferi băuți la volan, în care au murit alți oameni și au scăpat cu un an, doi ani, trei ani, maxim. Bun, acum pedeapsă, filmat, fără permis, fără asigurare, băut, toate punctele negre. Ok. Întrebarea mea pentru tine este așa. Cu infrastructura rutieră știm cum e. E greu, se construiește greu. Vai de capul nostru ce greu se face. Eu cu educația sunt în zona Moldovei. Aici s-ar mai putea lucra. Dar legislația s-ar putea schimba repede. Însă, culmea, în ultimii ani am văzut în Parlament tendințe inverse. De relaxare a regulilor. De ce crezi că se întâmplă asta? Eu nu reușesc să înțeleg. Poate ai tu o explicație. Persoane în puncte cheie care au anumite interese, mă gândesc, altfel nu știu. Care o fi interesul să ții asasin pe șosele? Care o fi interesul? Că li se poate întâmpla și lor. Ce asta e? Să greșească. Da, pentru că sunt teribiliști majoritatea, pentru că au șoferi care le spun și așa mai departe. Dar li se poate întâmpla și invers. Ei sau membrii familiilor lor
să cadă victime unor teribiliști. E mai aproape de ei să poată face ceva ilegal în trafic decât... Cristian, bună dimineața! Bună, Cristian! Bună dimineața, îmi aude bine că vorbesc prin cască. Da. Singura chestiune este că stau și mă gândesc acum că fac lucrul ăsta, am un business în transportul și inclusiv eu fac business-ul ăsta și undeva, să credeți-mă, că mă cutremur așa, gândindu-mă la ce incidente sunt pe stradă și că în fiecare zi mă expun lucrurile ăsta, ca și toți ceilalți care suntem participi la trafic. Da. Ideea este, părerea mea, că eu am niște prieteni care sunt instructori și întotdeauna mai discut așa cu ei și le spun, băi oameni buni, mai lucrați un pic și la partea asta de psihic al omului, să le explicați elevilor, băi, uitați-vă ce se întâmplă, încercați, că știți care este chestiunea, mă uit că după ce ia permisul, devin alți oameni. Deci din momentul în care se face școala și merg într-un regim, că este cineva lângă el, e după aceea parcă se schimbă total. Și cazul domnilor și cazul doamnelor. Chiar am văzut multe doamne destul de agresive așa în trafic. Da, și pe mine m-a surprins chestia asta. În acest context, trebuie să reamintesc ce a spus pilotul Titi Aur în direct la deșteptarea în urmă cu nu atât de mult timp. A spus, te forțează mediul să fii într-un anumit fel. Corect. Adică, dacă toți presează în jurul tău mai tare, mai nu știu ce, forjează-o 50 de km pe oră, e o glumă, bagă 90, bagă 100, atunci ajungi și tu să faci așa. În timp ce în țările occidentale în care mortalitatea este scăzută, e exact pe dos. Mediul este calm, oamenii conduc normal și dacă ești tu agresiv, ieși în evidență și te vine poliția și te scoate din trafic. Aici e de lucrat. Cum schimbăm mediul ăsta? Mai avem un minut. Da, mai puțin chiar. Andrei, bună dimineața! Bună, salut, Andrei! Vă salut, bună dimineața, băieți! Bună dimineața! Ca și primul interlocutor, și eu călătoresc un arc de 5-6 mii de kilometri pe lună. Da. Deci, revenim la ideea de infrastructură, categoric este covârșitor infrastructura în România. Un al doilea factor ar putea fi, cum ați zis și voi, presiunea care se pune pe, eu știu, șoferii în trafic. Aici e, cum schimbe asta? Cum schimbe asta? Că până la infrastructură e mult. Asta e viața. Ar trebui niște criterii legiferate, efectiv, care să spună clar, atunci îl angajezi pe cel care îl pui cu tirul pe drumuri să meargă când are niște ani de experiență. Mulțumesc mult pentru intervenție, nu mai avem foarte mult timp. Asta, mentalitatea se schimbă aici, nu știu, îmi pare rău, dar cred că trebuie o severitate mai serioasă din partea poliției rutiere și trebuie mult mai multă educație și făcută, știi ce, făcută un pic și cu nuiaua, nu doar așa cu vorba. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.